acolo în cale te întâlnești, pe Bibi tot n-o oprești. Focus, focus! Bibi și Tina. Multe distracții, aventuri, cai, vise și chiar iubiri. La goană pornim doar noi, știm că vreți și voi. Ele sunt Bibi și Tina, cu Amadeus și Sabrina. Sunt prieteni ca vântul, prieteni ca vântul. Căci prietene sunt, prietene sunt. Vacanță la ferma Martin. Vorbă, Tina. Di Maharaja. Așteaptă o clipă, Alex. Amadeus, ce-ai spune de un măr? Hei, haide, Maharaja. Fugi, Amadeus. Da! Oh! Am învins! Oh, dragul meu, Amadeus! Bine, ai fost mai rapidă. Bineînțeles! Ține, ți-am promis, dragul meu. Dar îmi vei acorda revanșa, nu? Desigur, dar mai întâi trebuie să mă ocup de Max și de Moritz. Poneii noștri gemeni? Aha. Trebuie să-i scoatem în padoc, iar între timp, Maharaja al tău se poate odihni. Ce? Noi am putea continua chiar acum. Cu bine! La revedere! Cu bine! La revedere! Să fiți cuminți, copii! Stai! Dar eu vreau să merg la Falkenstein, la ferma de cai. Prea târziu, doamnelor, următorul tren va fi mâine. Cu? Ce? Da, trenurile noastre sunt punctuale. Mami! Ei, atunci va trebui să zbori, am să te conduc. Poftim? Vreți să zburați? N-ați mai văzut vrăjitoare până acum? Inimile greșit, pe mături noi am pornit. Hocus pocus! Hă? La revedere! Da, la revedere! Vei zbura numai în spatele trenului. Bine, Bibi! Bine, mami! Cu bine! Cu bine! Să pornim, stufoasa mea! Ei, dragii mei! Haideți să ieșim la aer curat! Da, Moritz, vin imediat și după tine. Cei doi sunt inseparabili, nu? Da, asta așa este. Inseparabili așa cum suntem noi doi, Tina, nu-i așa? Dar eu nu sunt un ponei, Alexander. Nu asta voiam să spun. Iar acum tu, Moritz. Falkenstein! Atunci ferma Martin nu poate fi departe. Pot să-l întreb pe el. Bună! Bună! Îmi poți spune unde se află ferma familiei Martin? Desigur, acolo jos. Acolo, super! Mulțumesc! Foarte frumos avionul. Da, da, știu, însă nici mătura ta nu era. Mătură? O vrăjitoare? Fermă de cai, sosesc acum. Am să fiu foarte strict, Harry. Desigur, Herr Graf. O, vai, țapul. Inim, mașină, stop. Nu lovi pe țap deloc. Hocus pocus. De ce ai frânat? Unde suntem? Ajutor! A?
Oare ce-a căzut din cer? Până acum totul a mers bine. Te-ai rănit, copila mea? Nu, nicio grijă, sunt bine. Oare am ajuns bine la familia Martin? Da, noi suntem. Mama mea, fratele meu Roger, iar eu sunt Tina. Alexander este, cum să spun, un bun prieten. Iar tu cine ești? Eu sunt Bibi Blocksberg. Ea e stufoasa, mătura mea de vrăjitoare. Am venit aici în zbor. O micuță vrăjitoare pe mătura sa, așa ceva nu există. Sigur că există, vă arăt. Inimini vrăjitorie pot fi îmbrăcate în haine de călărie. Hocus pocus! Ei? Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Pot să călăresc? Am venit aici să-mi petrec vacanța în șa. Îți înțeleg nerăbdarea, Bibi Blocksberg. Da, draga mea, dar n-ai primit scrisoarea de la noi? Care scrisoare? Păi, știi, problema e că, așadar... Trebuie să dăm ferma. Dar eu vreau să călăresc. Bună ziua, doamnă Martin! Bună ziua! Știți, am venit să îmi iau primul ponei. Cum? Dar, tată, te rog, chiar trebuie? Da, trebuie, Alexander, și o știi foarte bine. Îmi permiteți? Alex, nu trebuie să-l lași. Îmi pare rău, Tina, dar nu pot să fac nimic. Dar eu pot să fac ceva. Inimini, mergi la trap, tu vei călări pe țap. Hocus pocus! Stai! Oprește-te! Oh, nu! Dar ce e asta? Așteaptă numai! Vreau să eliberați ferma chiar în momentul acesta! Haide, vino! Doar nu poate să facă așa ceva, nu? Fetițo, tu nu-ți dai seama ce gafă ai făcut? Acela era contele Falco von Falkenstein. Ferma Martin e a lui, iar tu l-ai enervat. Acum va trebui să plecăm mai devreme. Dar eu am vrut doar să vă ajut. Nu vă poate lua animalele așa de aici. Haide odată! Harry! Lasă asta în seama mea! Alexander! Da? Îți mulțumesc, Harry! Doresc să nu mai pomenești nimic despre această situație stânjenitoare. Ai înțeles? Dar e frumos să alungi familia Martin de la ferma lor? Nu este ferma lor, Alexander! Nu mi-au putut plăti chiria. Am să mă ocup eu de Max. Și toți cred că mie îmi face plăcere. Tatăl nostru a murit într-un accident. Mamei nu i-a fost ușor să țină ferma. N-am avut suficienți oaspeți, iar ferma trebuia renovată. Ei, da... Și nu ne puteam plăti chiria. Oh, vai! Vrei să încerci? Da, te rog! Trebuie țesălat pe direcția de creștere a porului. Numai așa se face. Știu asta. Îmi dau seama că lui Moritz îi place mult. Super! Amadeus, văd că ești puțin gelos. Da. Vrei să ți-o prezint pe Bibi? Bibi, acesta este Amadeus, calul meu. Ce frumos e! Bună, Amadeus. Mă bucur să te cunosc. Mia! Hei, tu cine ești? Ea este Sabrina. Ah, Sabrina, ești cea mai frumoasă iapă pe care am văzut-o vreodată. Da, Sabrina este o frumusețe, dar e numai pentru călăreți cu experiență. Caii voștri nu trebuie vânduți. Am să fac tot ce pot, pe cuvânt de vrăjitoare. Dar nu va fi simplu, Bibi.
Graful e atât de furios pe noi încât avem șanse foarte puține. Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Am putea să călărim până la castel dacă vrei să-i ceri scuze lui Herr Graf. M-aș bucura mult să faci asta. Bine, s-a făcut. O pot călări pe Sabrina? Tu ai mai călărit vreodată, Bibi? Desigur, de multe ori. Desigur! Perfect! Atunci să ne întrecem până la castel! De acord! Repede, Sabrina! Arată-le ce poți, Amadeus! Repede, Sabrina! Iupi! Noi vom reuși! Nu! Nu! Sabrina nu e cald de sărituri! Inimini, ce miracol, Sabrina, sar peste obstacol! Hocus pocus! Nu! Nu! Iuhu! Ho! Bravo, Sabrina! Am câștigat! Oh, vai, Bibi! Dacă ai ști ce tare m-ai speriat! Dar de ce? Sabrina nu a făcut niciodată așa o săritură. Am ajutat-o eu puțin. Hocus pocus, înțelegi? Așa deci! Ei, atunci... Tu ai câștigat cursa, desigur. Vrăjitoria nu se pune. Oh, frumos din partea ta! Mulțumesc! Wow! Da, acesta este castelul lui von Falkenstein. Acesta e Max. Totul va fi bine, Max. Da, Max, dragule, liniștește-te. Vezi cum îi stau urechile. Așa arată un cal când e bolnav. Trebuie să facem ceva, Bibi, neapărat. Și știu ce? Îi vom duce pe Max și Moritz împreună undeva unde să nu-i găsească nimeni. Ba nu veți face asta! De fapt am venit să vă spun că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu mai are niciun rost acum. Nu vreau să am de-a face cu un copil nerușinat ca tine. Deloc. Dar eu vreau doar să-mi cer scuze. Ha! Iar apoi să-mi furi proprietatea? Plecați de aici, chiar acum! Oh, vai! Ha? Ce faceți voi aici? Iar ție, fiule, îți interzic să te mai întâlnești cu Tina Martin. Ce? Dar nu înțeleg de ce. Nu voi tolera hoți de cai între onorabilele noastre ziduri. Ei, asta e prea mult. Inimini, chiar acum, tu înnoadă acel turn. Hocus pocus. Oh, hei, stai puțin. Doamne, Bibi! Nu poți face una ca asta? Frumosul meu castel! Vor râde toți de mine! Nici o grijă, vraja nu va ține mult. Ei bine, dacă va trece, e super. Cum? Super? Mulțumită vrajilor lui Bibi, școala noastră de călărie se va închide în curând. Și nu o să-l pot întâlni nici pe Alex. Dar... Hei, Tina, nu fi supărată că am făcut vrăj. Oh, de fapt, Herr Graf a meritat-o. Nimeni nu îndrăznește să-i spună în față ce crede despre el. Hai, Amadeus. Voi face eu ca totul să fie bine. Îți promit. Repede, Sabrina. Ei, ce a spus graful? Nici nu m-a lăsat să vorbesc. Ah, doamne, doamne! Ei, cred că trebuie să începem să ne împachetăm lucrurile. Și i-a interzis lui Alex să ne mai întâlnim. Ce încăpățânat! Oare de ce fac adulții cu copiilor aceleași greșeli care au fost făcute cu ei? Ce vreți să spuneți? Păi nimic, Bibi! Totul e în regulă! Adulții fac cu copiilor aceleași greșeli? Ce vrea să spună oare cu asta?
E exact ca și Max. S-a îmbolnăvit unul de dorul celuilalt. Știi? Aș putea face o vrajă ca Max să fie aici. Mm-mm. Nu-i bine aici. În moara cea veche e mai bine. Tot e părăsită. Foarte bine. Am să-l vrăjesc pe Max acolo. Ha! Da, e în regulă, Amadeus. Liniște! Schimba mea. Oh, blestematul ăsta de ponei! Nu-l mai suport! Hei, arată grozav! E foarte misterioasă. Da, aici și-a petrecut mama copilăria. E fată de morar, dacă nu știai. Serios? Aici se întâlnea mama cu contele când erau de vârsta noastră. Ce? Mama ta și contele se cunosc așa de demult? Da, au mers împreună la școală. Iar acum sunt atât de distanți și de reci unul de celălalt. Da, cândva trebuie să fi fost ceva între ei, însă mama nu vrea să-mi spună ce anume. Asta o vom afla, îți promit. Da, Moritz, aici e foarte bine. Văd că îi place aici, dar din păcate e încă bolnav. Poți să-l aduci aici pe Max, Bibi? Da. Dacă e încă acolo unde l-am văzut ultima dată. Altfel, vraja mea nu va funcționa. Și trebuie să mă concentrez. Vraja e foarte lungă. Inimini, să vină aici. Fratele geamăn, ce nu-i aici? Un, doi, trei. Cât ai zice, bici? Haide, încetează! Am să te mut într-o altă boxă în spatele castelului. Acolo poți face câtă gălăgie vrei. Poneiule Max, vino aici! Hocus pocus! Oh, văd că ai încetat singur. În sfârșit, liniște. Da! Bibi, ai reușit! Acum totul e bine. Mulțumesc, Bibi! N-o să uit asta niciodată. Stai să vezi ce va veni acum, Tina. Trebuie să știm ce s-a întâmplat cu prietenia dintre mama ta și Graf. Dacă vom afla, poate îi vom ajuta să se înțeleagă din nou mai bine. Da, și poate așa am putea salva ferma. Dar cum să aflăm? Voi vrăji luciul apei în imagini din trecut. Așa vom vedea ce s-a întâmplat atunci. Dar poți face vrăji atât de complicate? Sigur că pot. Inimini, oglindă pe apă. Prietenia de mult uitată, la lumina lunii din trecut, arată-ne cum și de ce s-a desfăcut. Hocus pocus! Wow! Ce frumos arăta moara! Iar aceea e mama ta când era tânără. Iar tânărul conte, uite, arată ca și Alexander. Suzane, nu avem prea mult timp. Știi că nu avem voie. Da, știu. Tatălui tău nu-i place să ne întâlnim. Din păcate. Cred că sunt îndrăgostiți. Nu pot să cred ce văd. Dar la sfârșitul săptămânii el nu e aici și am vrut să te întreb dacă ai avea chef să vezi camera armurii din castelul nostru. Sau biblioteca noastră cu multe cărți istorice. Ce zici? Dar ce se întâmplă acolo? Liniște. Știi, nu prea am chef să fac asta. Atunci stai, poate îți dorești altceva. Orice, orice vrei. Trebuie doar să-mi spui. Serios? Orice? Doar eu sunt Falco von Falkenstein. Falco! Vine tatăl său!
ți-am spus până acum de 1000 de ori că nu e de teapa ta. Da, dar tată, eu... Bine, cum spui? Uite, tu? E la fel de slab ca Alexander. Mm-hmm. Falco! Dacă nu rămâi acum cu mine, nu mai vreau să te văd. Tată, ce eu... vrei tu de la fiica unui morar? Bibi, ai văzut asta? Da, ce rău era tatăl său. Mm-hmm. Ce vrei tu de la fiica unui morar? Dar mama ta s-a descurcat. Mai întâi a fost foarte supărată. Iar apoi i-a spus ce a avut de spus. Trebuie să învăț de la ea. Și știi ce a mai făcut? I-a promis o dorință. Așa vom salva ferma Martin. Ce fericit sunt! Da, să-i lăsăm să doarmă. Ne întoarcem mâine dimineață să vă ducem înapoi la fermă. Și trebuie să vină și ceilalți. Nicio problemă. Inimini din noapte zi, soarele va răsări. Vor veni cu mic, cu mare, să ia parte la salvare. Hocus pocus. Și crezi că va funcționa? Ar fi grozav. Dar nu se poate așa ceva. Ce grozavie! Atenție! Ei, în sfârșit! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că ați avut timp cu toții să ne acceptați invitația. Desigur! Bibi Blocksberg, pentru ultima oară, ascultă la mine! Nu, Herr Graf, mai târziu. Acum ascultați dumneavoastră. V-am pregătit o ghicitoare. Poftim? Atenție, începem! Dragă Suzane, îți îndeplinesc orice dorință ai avea. Și cine să fi spus acest lucru? Răspunsul, vă rog. Păi, da, dar... Recunoașteți aceste cuvinte sau nu? Ei, Da, da, dar a trecut mult timp de atunci. Dar eu încă îmi amintesc foarte bine acele cuvinte. Ta-ta-ta-ta! Iar acum puteți cere ceea ce v-a promis atunci. Inimini, noi vom vrea, ferma se va renova. Inimini, ne-ar uimi de-am vedea cum ar putea fi. Hocus pocus! Astfel de vrăji nu durează mult. Însă când ferma Martin va arăta atât de bine ca pe vremuri, atunci sigur vor veni mai mulți copii în vacanță. Iar cu banii aceia am putea plăti chiria. Ideea este fantastică. Aceasta este dorința mea. Iar eu vreau ca noi să ne putem vedea din nou. Da, trebuie să recunosc. Da? De acord. Da! Ai fost foarte curajos să-i spui asta tatălui tău. Nu mi-aș dori să te pierd, Tina. Oh, dragii noștri copilași. Ah, mă bucur că toate s-au rezolvat cu bine. Suzane. Da, și eu mă bucur, Falco. Iuhu! Iuhu! Eu mă bucur, deși... Deși? Spune! Nu te voi menaja la o întrecere călare, chiar dacă îmi ești prietenă. Haide, Sabrina, di! Așteaptă! Am să te ajung, Bibi! Arată-mi de ce ești în stare, Amadeus! Hei, așteptați-mă! Au dublat în limba română actorii Anca Sigmirean, Lucia Rogoz, Pavel Sârghi, Mihaela Gherdan, Paul Zurbău, Richard Balint, Rodica Suflăcan, Florin Stan, Petre Ghimbășan.
Traducerea și adaptarea, Cristina Șec. Regia, Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.